Epistaxisul sau sângerarea nazală este un accident obișnuit. Apar atunci când ne lovim sau chiar când suflăm nasul prea puternic. În spatele acestor sângerări se pot afla însă și afecțiuni ascunse care, netratate la timp, pot duce la complicații severe. Haideți să vedem ce sfaturi au medicii. În timpul unei epistaxis, sângele curge din fosele nazale. Fluxul de sânge poate fi încet sau rapid și poate dura de la câteva secunde până la 10 minute. Sângerele nazale pot să apară din nenumărate cauze, situații în care apare o inflamație cronică a peretelui vascular sau o lezare mecanică a peretelui vascular. O altă cauză nazală, cei care stau foarte mult în mediul uscat. Și mucoasa nazală, deci cămașa ce ne tapetează nasul prin interior, este foarte sensibilizată, este foarte uscată. Apare acea anumită rinită atrofică. Sângerarea nazală poate fi însă și cauza unor afecțiuni cronice. Inflamațiile cronice de genul rinită cronică, sinuzită cronică, în care mucoasa nazală este inflamată pe o perioadă lungă de timp, continuu, devine friabilă și implicit și peretele vascular devine friabil și sângerează mai ușor când suflăm nasul sau la traumatisme minore. Dacă vorbim de inflamație, putem să avem sângerare nazală într-o banală rinită. Epistaxisul apare deseori și la copii ca rezultat al unor mici traumatisme cauzate de scobirea nas sau suflarea nasului. Sângerare nazale frecvente la copil, mai ales când se însoțesc de alte sângerări cavitare sau intratisulare, pot să semnifice o tulburare de coagulare. Tratamentul în astfel de cazuri nu este dificil. Dacă este vorba de o scurgere nazală cu mucozități și cu urme de sânge, nu vorbim de o sângerare nazală pură, nu trebuie făcut tamponament, trebuie tratată leziunea care a cauzat, boala care a cauzat această apariție de sânge. Gestul principal, primul gest care se face este să punem mâna, să apăsăm cu degetul nara din care curge sânge. Această puncție se face aproximativ la jumătatea septului nazal prin apăsarea nării suficient de ferm pentru a comprima pereții. Pacientul e bine să se întindă pe un pat, pe o suprafață netedă. Atunci când sângerezi, ridică mâna de partea opusă nării pe care sângerezi deasupra capului sau stai cu capul lăsat pe spate. S-a constatat că nu este eficace și nu ajută. Pentru a opri sângerarea putem folosi și gheață. Gheața este foarte bun vasoconstrictor și va opri, va scurta perioada de sângerare și, bineînțeles, va opri sângerarea. După oprirea epistaxisului este foarte importantă și prevenirea unei noi sângerări. A se evita efortul fizic timp de câteva ore. Dacă apar crustele în nas din cauza uscării sângelui, a nu se încerca să le îndepărtăm manual, se vor pune picături de vitamina A în nas sau unguente foarte emoliente. De asemenea, evita suflarea viguroasă a nasului și medicamentele antihistaminice, decongestionante sau alte medicamente cu administrare sub formă de spray nazal. Sângerările nazale nu trebuie ignorate pentru că orice pierdere de sânge poate duce la anemie.